Legenda diamantului de Adelina Teodora Iacob Acum mult timp, în regatul toamnei, o vrăjitoare își dorea să aibă ceva special: să fie frumoasă. În loc de frunze, copacii aveau rubine minunate. Fără ele, regatul ar fi înghețat. Vrăjitoarea, văzându-le, hotărâ să le fure și să se înfrumusețeze cu ele. La castel, soldații se pregăteau să rupte cu vrăjitoarea, dar zadarnic căutară, căci nu o găsire nici pe ea și nici vreo urmă de rubin. Dacă nu puneau rubinele la loc peste trei zile, atunci totul s-ar fi transformat într-o grămadă uriașă de zăpadă. În ziua următoare, vrăjitoarea a venit la castel, anunțând că va înapoia rubinele dacă va primi în schimb o piatră mai frumoasă. Însă nimeni nu găsi așa ceva. Prințesa vrut să caute și ea, dar regele îi interzise. Atunci, fata fugi în grădină și se așeză pe o băncuță înconjurată de flori începu să plângă, gândindu-se că regatul va îngheța. Lacrimile ei căzură pe pământ. Deodată, ceva slipi în soare, exact unde căzuse o lacrimă. Prințesa se opri din plâns și apucă obiectul strălucitor. Începu să plângă din nou, dar de această dată de fericire. În mâna ei era o piatră minunată, de sute de ori mai frumoasă decât un rubin. Fugi la tatăl ei și i arătă piatra. Văzând-o, regele porunci să fie chemată vrăjitoare. Zece minute mai târziu, aceasta era în sala tronului. Adoră piatra, așa că făcu schimbul. Imediat, toți locuitorii regatului începură să agațe rubinele în copaci. Și astfel a fost salvat regatul toamnei și au apărut diamantele. Vă mulțumesc pentru vizionare! Rămâneți cu mine!